Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să fac un unboxing la o mașină de bărbierit, tuns, depinde după fiecare cum vrea să o utilizeze. La o mașină de bărbierit, un produs de la Xiaomi, Xiaomi Enhan. E un produs pe care l-am luat chiar de Black Friday de pe Amazon și sunt tare curios să vedem cum o să fie. De asta chiar îl așteptam cu mare nerăbdare, pentru că vreau să și văd cum funcționează. În felul ăsta o să fie un unboxing plus un review și o să vă spun exact cum funcționează și care sunt impresiile mele despre mașina asta, pentru că am testat destul de multe mașini de tuns și bărbierit și nu prea și-au dovedit eficiența nici ca și rezistență, nici ca și anduranță în timp. Dar sper ca asta să-mi îndeplinească toate așteptările. Și să vedem ce putem să găsim înăuntru. Asta este cutia, care mai are încă o cutie și bonus o foarfecă. Nu știu exact la ce se folosește, dar o să vedem. Deci, ambalajul, cutia, ca la multe alte produse Xiaomi, exact asta voiam să și văd, arată foarte premium. Zici că am primit un iPhone, nu o mașină de tuns. Adică, ambalajul spune destul de mult. Sperăm și produsul să se ridice la nivel. Opa, mai avem ceva aici. Încă o farfecă, dar e diferită de cealaltă. Asta este o farfecă normală, clasică, asta este o farfecă cu dinți. Nu știu exact ce poți să faci cu ea. Deci chiar nu știu cum se utilizează și care este scopul ei. Și asta este o farfecă normală. Mă rog, nu prea am utilizat foarte de-a lungul timpului, deci nu cred că o să-mi fie foarte utile. Și aici cred că avem o husă de depozitat. Ah, ok, nu e husă, este altceva. Este o protecție de tuns, probabil dacă vrei să te tunzi. Să nu... Ok, este un shorts. Da. Dacă vrei să te faci frizer, ai un întreg kit. Dar nu pentru asta am luat-o. Deci nu cred că cineva trebuie să aibă așteptări ca produsul ăsta să îl ducă într-o frizerie și să-și deschidă o frizerie, pentru că totuși n-ar trebui să fie un produs la nivel de professional, ci ar trebui să fie un produs de uz casnic. Adică diferite mașini de tuns din frizerii decât cele pe care ni le luăm noi acasă pentru propria utilizare, pentru că sunt limitate la durata de viață și de funcționare. Deci să cântărim bine așteptările. Și acum să vedem ce găsim în cutia produsului propriu-zis. Manual, într-o limbă bine cunoscută. Da, numai chineză. Nu pot să zic că sunt mare cunoscător de chineză. Avem în această mică punguță încărcătorul, care asta a fost un argument foarte, foarte important pentru mine. Faptul că modul de încărcare pentru această mașină este printr-un cablu USB-C Type-C. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când vei pleca în vacanță și ești un utilizator frecvent de mașină de bărbierit sau de tuns, nu mai trebuie să mai iei încă un cablu și încă un încărcător după tine. Optimizarea bagajelor e un alt lucru care ține de lucrurile esențiale pe care trebuie să le aduci după tine sau dintr-o parte în alta. Deci mi se pare un punct foarte tare treaba asta cu încărcătorul ăsta. Chiar dacă nu mai vine cu un încărcător de priză, chiar nu mă deranjează, pentru că cred că în fiecare casă există încărcătoare pentru USB-uri de la telefoane o grămadă, adică nu e asta o problemă. Dar faptul că este Type-C e un mare avantaj. Aici avem o sticluță de ulei pentru mentenanța mașinii și o periuță pentru a curăța mașina după utilizare, asta dacă vrem să-i prelungim viața. Mașina arată fix așa și un detaliu foarte interesant este faptul cum este carcasa și calitatea materialelor, al plasticului. Cum am zis și la început, pare super similar cu un telefon, adică acest pieptăn mobil este foarte ușor de utilizat și pare destul de sigur în setări, adică nu ai surpriza să-ți alunece, să îți schimbe dimensiunea pe parcurs ce utilizezi. Am mai pățit chestia asta cu niște mașini care aveau tot felul de butonașe și rotițe pe aici și în timp ce te tundeai nici nu știai când a sărit de la o treaptă la alta și chiar nu era plăcut deloc. Un alt lucru foarte interesant pe care nu l-am văzut la foarte multe mașini, decât la cele mai scumpe, este faptul că are două viteze. Pe care nu știu în momentul ăsta exact cum se acționează. Ok, trebuie să ții mai mult apăsat pe butonul de power ca să plece și a doua viteză. Și acum a revenit la prima viteză. Deci chiar se aude foarte bine mașina. Să vedem și cuțitele. Deci există un cuțit metalic și pe partea din față cred că este un contracuțit ceramic. Dar revenind la mașină, felul cum sunt îmbinate plasticele astea din carcasă mi se pare foarte calitativ. Nu știu dacă asta reprezintă data ei de fabricație, mă rog. Ideea este că producătorul spune că o încărcare pentru mașina asta durează până la 3 luni. Nu știu în ce condiții de utilizare, dar cred că într-o utilizare casnică, da, o utilizare pe săptămână s-ar putea să țină 3 luni, pentru că experiența cu alte produse Xiaomi chiar mi-a demonstrat că, nu știu, au niște baterii foarte rezistente și foarte bune. Asta a fost mașina. O să revin cu o completare la acest unboxing sau acest și mic review și cu felul cum se comportă la treabă, pentru că special am așteptat mașina asta să vedem și ce rezultate poate oferi.